Salutare, dragilor! Îmi cer scuze că e foarte de mult nu am mai postat și nu am postat acel video pe care vi l-am promis. Eram foarte ocupate înainte de Pride și după asta încă și mai ocupată pentru că a fost festivalul de film documentar la Cahul și am fost acolo și am participat și eu acolo. Și n-am avut timp până acum și acum zic de să fac un video măcar așa simplu, whatever, să mai checherem cum zici în Italia, să mai scârpinem limbile. Nu prea am postat nici pentru faptul că nu prea am ce să postez, în sens că nu sunt o make-upere profesionistă și dar cum vă ziceam, canalul ăsta e mai mult pentru entertainment decât pentru, nu pentru ca să înveți pe cineva cum să machieze, dar pentru entertainment. However, vreau să zic că lucrurile oricum trebuie să fie cât de cât să se diferențieze de la video la video și de asta și nici n-am postat că nu prea am avut ce să postez nou și n-am făcut video pur și simplu pentru faptul ăsta că nu ai și posta când, adică nu vreau să fiu repetitivă, măcar că este imposibil să nu fii repetitivă pe YouTube și să nu-ți repeți videourile proprii videouri sau altor persoane, pentru că într-un final lucruri nu sunt așa de multe ca tu să poți face un milion de videouri și să, nu știu, să schimbi fiecare dată ceva nou. Să cum ne-ai da, oricum ești repetitiv până la urma urmei. Da. Nu-ți termină YouTube aici, așa că oricum trebuie de făcut videouri dacă am pornit acest canal și chiar dacă se repete ele cumva la mine, eu mă gândesc că nu chiar tare drastic acest lucru, pentru că într-un final canalul este distractiv. De distracție, entertainment. Așa că da, o să încercăm să facem un machiaj pentru video. De asta am ales chestia asta albă, foarte albă. E mai fondul de ten corean, pe care l-am uzat și în videourile precedente, de la Farmstay. Cu numărul 13, numărul 13 de chiareța, cum se zice în italiană, chiareța, vine în română, cam uite o leacă. Dar, așa, pentru că să arăt bine pe video, și da, acum, se pune capășelul, capul să nu curgă. Și eu am fost în România. După festival direct am fost în România. Și am văzut și eu Bucureștiu. După foarte mulți ani. Fusesem eu când eram mai mică, dar numai pe jumătate de zi, pe zi și nu prea să s-o poate. De asta fost acum iar și mi-a plăcut ce am văzut. Am fost la grădina botanică acolo unde s-a filmat serialul Wednesday, așa la american. Și am făcut un video și acolo, dar pentru alt canal cu plimbare, un video destul de lung, s-a prinit, e vreo 20 jumate de ore, 20 de minute, cam, vreo jumate de ore are permis.
Și mi-a plăcut foarte mult locul și ala, foarte mult verde, multe verdeață, de tot felul chestii de care, cum să-i zic, nu cresc la noi, sunt plante exotice, întreg periuța și pare că sunt acolo periuțele mele, aici nu sunt, și o clipă. Deci, folosim blașul ăsta. Ăsta l-am cumpărat de pe MyCapMD din Polonia. Și foarte nice. O să tuchitul ăla că e cald. Oi, mai tine că primul am pus ei, dar e bun pentru că la video tămână să meargă cât trebuie. Și iaca, eu îl aplic așa, am periuța asta, și cu densa, deja... My goodness! Am ușa să-l retușeam, că s-o am pus prea mult. Oh. Ok, pentru retușare... Folosesc periuța asta. Așa. E mai bine acum. E ca așa. Și... facem ușor. Deci... o să facem prima sprâncenile. Și cum vă spuneam, mi-a plăcut foarte mult la București, dar după 2 zile deja eram moarte după casă și vroiam să revin la Chișinău. Că... mi-era, pur și simplu mi-era dor. Mi-era dor de pisicile mele, mi-era dor de casa mea, de orașul meu, de oamenii mei, mai scurt. Cum să vă zic? Cred că mă înțelegeți bine. E ca așa am făcut sprincenele, un pic mai pronunțate, cu un crionaș de așa culoare. El e destul de deschis la culoare, așa un cafeniu verzeu. Și mă gândesc să fac ochișorii sau nu, dar why not? Hai să-i facem, să-i facem cu culoarea asta. Asta e de la Flor Mar. Ia ca așa ceva. Cic, 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 cic. Și cu sclipici. Mai spunem alea ca așa. Ia ca așa. Folosim cabareul, ca de obicei, cu maiamâncă. Și preferatul meu, so far, până când n-am găsit altele care sunt preferate. Nu punem mult, lecuțică, dar destul, adică nici puțin, dar nici mult. Uf. Nu mai murdări. Trebuie să mă uit în oglindă de așa aici. E
E ca așa, un ochișor e gata și a doilea. Doamne, așa e de cald, eu nu știu ce se întâmplă cu planeta noastră, dar mi-e grijă. E foarte cald. Se ajunge aproape la 40 de grade, 35. 35 așa, dar în umbră, dar la soare cred că sunt 40. Ia uite, deja curge apa de pe mine. E foarte cald. Cogiță nas facem astăzi, pentru că ne s-a terminat creionul și ala fain, care avem eu unul negru și am numai albastru și aș putea să ne fac, dar parcă dumneva asta e să fac. Lăsăm așa și mi trebuie rămas să facem buzele. Și atât. Gândesc că buzele să le fac cu preferatul meu de la Nivea, care e cu gust de căpșunică, de cereșe, că de fapt este de vișinele. Ia ca așa. Ca după cum știți, mie îmi place mai mult make-up-ul. E machiajul corean, light, doar că e versiunea lui moldovenească, să zicem așa. O leacă mai pop. Mai bold. Și da, cam asta este. Adică o să filmez un alt video pentru alt canal și ne vedem data viitoare cu un nou video. Sper de-am să ne cumpăr ceva din cosmetici, că n-am cumpărat cosmetici de-am de vreo nici mai de an. Cred că de vreo 5 luni n-am mai cumpărat nimic. Și să ne iau ceva nou ca să facem ceva mai divers. Deci aici a fost bani acum pe canal. Cu mai multe culori, mai frumos, mai... Și la fel caut, dacă n-am găsit la noi Moldova, n-am găsit nici pe make-up MD. Fond de ten, deși ala care nu-i fond de ten, dar e deși ala profesional pentru arte. Pentru artiști de teatru care îl folosesc geișele, care îl folosesc goții, e că vreau tare să-mi găsesc un ceala. El este pe Amazon, dar Amazon e Amazon, Amazon în Moldova nu. Așa că, da, îmi trebuie unul alb, ca să ne fac machiajuri mai diferite, mai artistice, să zicem așa. So far, so good. Ne vedem data viitoare. Știți cum ziceai? Și înscrieți-vă la canal dacă vă place ce fac. Ciao, ciao!